Venit pe dealul Mării din Comana la cea de-a 11 aniversare a Mării de Hârtie. 11 aniversare, cum am spus noi, sau mai exact 11 ani vers are. Pentru că noi am simțit așa poezia în tot ce am făcut aici la Comana în cei 11 ani, de când ne-am așezat cu moara noastră de hârtie aici pe deal. Și iată că au trecut 11 ani, nici nu-mi vine să cred. Acum 11 ani, inaugurarea era chiar în fața atelierului muzeu, era singura construcție care exista atunci și țin minte că aveam foarte mari emoții și acum am, dar mă uit în jur și văd oameni dragi, văd prieteni mai vechi și mai noi ai Mării de Hârtie, oameni care înțeleg povestea noastră și care mă emoționează așa, altfel decât eram emoționat acum 11 ani. Povestea noastră a început așa, pas cu pas, cu meșteșugurile legate de carte, dar mai mult de atât. Meșteșugurile sunt o cale de a fi aproape de oameni și de a face lucruri bune și frumoase până la urmă. Și am pornit de acolo, de jos, de la baza dealului, în 2011, cu o echipă mică, mică, foarte mică, eu și Ionuț și familiile noastre care ne-au susținut și am ajuns încet, încet să aducem alături de noi oameni de aici, oameni de pe strada noastră și povestea noastră s-a scris și se scrie așa, pas cu pas, datorită celor care vin alături de noi și datorită cuiva de sus care ne veghează și care a făcut ca inaugurarea să fie chiar astăzi, într-o zi de mare sărbătoare, schimbarea la față. Și credem că nu întâmplător, pentru că, într-adevăr, viața noastră s-a schimbat foarte mult odată cu povestea Mării de Hârtie.